stop telefon la volan. Aceasta a fost ieri timp de o oră și jumătate principala misiune a serviciului rutier din cadrul IJE pe Prahova. Polițiștii au acționat pe drumurile din Ploiești pentru a-i depista pe șoferii care încalcă regula. Au fost controlate 108 autovehicule, fiind aplicate 25 de sancțiuni contravenționale, 5 dintre acestea fiind aplicate pentru această abatere. De la data intrării în vigoare a noilor modificări aduse codului rutier, respectiv din 12 octombrie, au fost aplicate la nivelul județului Prahova 79 de sancțiuni contravenționale pentru folosirea telefonului mobil pe timpul conducerii. În plus, de când au intrat în vigoare noile prevederi din codul rutier și până în prezent, 3 șoferi s-au ales cu permisele reținute. Ei au fost prinși cu telefonul mobil la volan și concomitent au încălcat și alte reguli de circulație. Le reamintim conducătorilor auto că folosirea telefonului mobil la volan poate avea consecințe deosebit de grave și îi sfătuim să se informeze și să respecte cu strictețe prevederile legale în acest sens. Orice mesaj sau apel poate aștepta, viața este importantă. E recomandarea reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție pentru șoferi.